Printre hotărârile adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean se află și cea prin care Serviciul de Servire, Pază și Protocol primește în administrare zonele adiacente părții carosabile a sectoarelor de drum județean situate în afara localităților. Până acum acestea erau administrate de consiliile locale, care erau responsabile de întreținerea lor. Este vorba de darea în administrarea Serviciului de Servire, Pază și Protocol a zonei adiacente părții carosabile a sectoarelor de drum județean. Până acum, această zonă adiacentă a drumurilor județene, cine a avut o administrare? Până acum, până în octombrie 2023, această zonă era dată în administrarea Consiliului Local. Ne referim la arborii care erau în extravilanul localităților. Au fost încheiate contracte de administrare în baza unei hotărâri de Consiliul Județean, la momentul la care legea ne-a permis să facem această procedură. Între timp, legislația s-a modificat și această administrare a zonei adiacente și, în special, zona legată de arborii care sunt pe marginea drumurilor județene a revenit din nou în administrarea Consiliilor Județene. Și noi dăm în administrarea Serviciului de Deservire, Pază și Protocol această zonă ca să se ocupe de toaletarea pomilor, de tăierea celor care prezintă o stare de degradare, inclusiv partea legată de ambrozie, care și iarăși prin lege revine în sarcina Consiliului Județean, și tăierea vegetației ierboase și a pomilor, arbuștilor care cresc pe marginea drumului județean. Ăsta este motivul pentru care s-a inițiat acest proiect de hotărâre, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în perioada trecută. În ședința de astăzi, Consiliul Județean a aprobat și strategia de dezvoltare rurală a județului Telorman, documentația tehnică pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice, organigrama și statul de funcții la Spitalul Județean și Spitalul TBC Roșior de Vede, dar și premierea elevilor și profesorilor îndrumători care s-au evidențiat la olimpiadele și concursurile școlare.